sus. Echilibrează-l. Atât. Sus! Fabricat în Buzău, oul a ajuns la Suceava cu un transport special, după 6 ore de mers sub escortă. Au fost necesare 2 mașini de soțire de la București și am trebuit să circulăm de la ora 00 noaptea până dimineața la ora 6. Au fost noaptea, au fost probleme, e ceva fragil care poate să cadă, să rupă, deci o foarte mare atenție. Imediat după ce a fost descărcat, specialiștii au început asamblarea lui. Este făcut în circa 1000 de kilograme de material specializat pentru poliester armat cu fibră de sticlă. Oul va fi învelit în folie roșie și apoi pictat cu motive tradiționale. A costat 600 de milioane de lei vechi, dar la acest preț promite să pună Suceava în cartea recordurilor. În 2 zile sperăm să-l asamblăm, să-l finisăm, să-l punem pe stativ, urmând ca de miercuri încolo să-l și împestrițăm. Data de 19 îl vom sfinți și îl vom înscrie în cartea recordurilor. În prima zi de Paște la Suceava va ajunge și un reprezentant al Guinness Book care va măsura oul și va da verdictul.